Și? Mă numesc că sunt Teodor Pavel de la școala 97, clasa 6-a, București. Și astăzi vă voi recita o creație proprie. Un nimic în infinit. Ajuns în spațiul infinit și vid, mă uit pe un asteroid. Și de la el învăț mirat că e foarte greu să fii uitat, chiar pe nepusă masă, că multe alte stele și planete ar universul în casă. Văzând apoi în spate un miliard de stele, îmi dau seama că eu nu sunt ca ele. Toate așteptau așa tăcute, de parcă s-ar fi născut mute. În mii și milioane de ani au învățat răbdarea, că taina înțelepciunii nu-i vorba, ci ascultarea. O lumină orbitoare îmi îndreptă privirea spre sfera arzătoare. Iar de la astru am învățat, chiar dacă de pe Terra părea plat, că aparența sa mijită se pierde în lumea infinită. Abia atunci mi-am pus o întrebare. Ce-s eu și nava mea din universul mare? Ceea ce am făcut acum, în mii de ani se face scrum, cu al său tainic neînțeles, misteriosul univers.